Aș vrea să ne ridicăm să citim câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, Tit, capitolul 2. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbață și copii. Să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Și de la capitolul 3, versetul 1 și 2, e vorba de robi. Adu-le aminte să fie supuși stăpânilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumesc Domnului care m-a ajutat să fiu împreună cu dumneavoastră. Sunt pentru a doua oară în adunarea asta. Și doresc Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Am ales pentru ziua de astăzi un cuvânt de învățătură și să vă spun de ce am ales cuvântul ăsta. Nu de mult am mai predicat de aici. Și mie mi-este mai ușor ca predicator. Și după ce am predicat, m-a venit conducătorul de adunare și a spus: frate dragul, cuvintele astea s-au potrivit tare bine la noi. Trebuiau cuvintele astea. Și am spus: dar poate trebuie și la Arad. Și apoi nici multe variante nu am, că eu când am socotit predicile, coincidență, mi-a ieșit exact cât oi avea David. Atâtea predici am și eu. Aici apar mai multe entități. Unii pe criterii de vârstă, alții de societate. Apar bătrâni, femei în vârstă, tineri și robi. Fiecare are cerințele lui date de Pavel. Bătrânii trebuie să fie într-un loc, femeile în vârstă așa, într-un fel, dar este un fir roșu, o virtute care trebuie să o aibă toți. Și dacă ne uităm în textul citit, apare acolo cumpătarea. Cumpătarea trebuie să o aibă și frații în vârstă, și surorile în vârstă, la tineri nu li ceri multe. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Și la robi, de asemenea, să fie cumpătați. Mi-am propus astăzi în câteva cuvinte, că vreau să fiu și eu cumpătat la predică, să vorbesc de virtutea asta, cumpătare. Ce înseamnă sinonim în limba română? Îi echilibru. Un om cumpătat îi un om echilibrat. Și acum, vorbind despre cumpătare, eu m-am dus așa la alcătuirea omului. 1 Tesaloniceni 5:23 spune Pavel că noi suntem o trinitate. Și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însăși pe deplin. Și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Înseamnă că, și mie mi-a fost un pic greu să pricep, trebuie să am cumpătare la nivel de Duh. Să fiu cumpătat în omul duhovnicesc. Noi așezăm în ce privește lucrarea și slujirea un standard foarte ridicat. Dar nu întotdeauna putem să menținem standardul ăsta. Și când nu-l putem, trăim mari dezamăgiri. Că sunt slujbe duhovnicești care le facem cu mijloace firești. Nu? Noi, acum voi ați cântat.
Dar ați cântat cu gura, asta e... Noi trăim în firea pământească, 2 Corinteni 10 cu 3, nu? Măcar că trăim în firea, suntem în carnea asta. Dar cântarea e duhovnicească, rugăciunea e duhovnicească, predica e duhovnicească, postul e o lucrare duhovnicească, dar îl fac cu trupul. Și de multe ori trupul nu rezistă la standardul care noi l-am impus. Și atunci apare o categorie de oameni necumpătați. Ați văzut dumneavoastră care electrician cunoaște că reprezentarea curentului continuu e o dreaptă. Reprezentarea curentului alternativ e o sinusoidă cu plus și minus, așa. Și în multe adunări, că acum eu am îmbătrânit în adunări, am întâlnit oameni necumpătați în ce privește slujirea. Dom'le, când îl vezi că predică, coboară foc din cer. După aceea, 2 luni, nu-l mai vezi deloc la adunare. N-ai o bază în trânsul. Asta înseamnă necumpătare. Noi suntem niște unelte, mâna lui Dumnezeu, nu suntem unelte. Știți că uneltele trebuie cumpătate, echilibrate. Eu sunt de la țară, agricultor de meserie. Dom'le, dacă o furcă, mă duceam la strâns fân și nu era pusă bine în coadă, când se ridici fânul, se învârte așa mână. Dar noi turnam odată temelia la adunare și eu veneam direct la servici, am pus acolo geanta într-un colț, betonul se făcea cu lopata, scăra cu roaba și era o lopată nouă pusă în coadă lângă gard acolo. M-am dus, am luat, am început, eu să... Băi, în 5 minute am pus-o înapoi, așa mă dureau mâinile, cum o luam, cum se învârtea, era pusă strâmb. Și altul îmi spune, frate dragul, și aceea tăți o abandonat-o. Tăți o luat-o, tăți o încercat-o și o pus înapoi. Știi ce greu se lucrează în adunare cu un frate care nu-i calculat, care nu-i echilibrat. Frate, facem stăruință, hai, Domnul îți boteze cu Duhul Sfânt. Băi, nu-mi cap de gura lui. Și te apuci de stăruință, dar el nu vine. Am avut ceva probleme. Și așa e cu studiul biblic, așa e când ne ocupăm de tineri și multe se întâmplă așa. La noi am avut un frate care cunoștea tare bine Scriptura. Domnul l-a chemat acasă la 54 de ani. Bun predicator! Și aveam un grup de tineri cu un leat mai mare decât mine. Domnule, cânta la acordeon, mergeau la văduvă, la orfan, mergeau pe la frați, la rugăciune, noapte de noapte. Și frate Dimitruță spune, măi băieți, dacă aveți un cuvânt care nu-l înțelegeți, n-a venit și stăm de vorbă. Și într-o noapte, pe la 12, era afară un viscol, un ger, la noi și acum Suceava viscolește. Băieții ăștia au ieșit de la o casă, se duc la frate Dimitruță. Avea o casă mică, 10 copii, omul dormea, bate ușa. Frate Dimitruță, hai să stăm de vorbă din Scriptură un pic. Na, haideți băieți. Eu luat-o, stat un pic, un ghesuit copii într-o parte și la urmă îi spune, măi băieți, pocăința nu e un sprint de ăla, fugi, fugi, fugi și ai terminat. Pocăința e ca un maraton, e pe toată viața. Dozați-vă efortul așa ca să vă țină toată viața. Oamenii ăștia care sunt mai mari ca mine au început să însoare, s-au distrus o leacă ceata aceea, poate luni de zile nu-i vede la adunare. Vorbeam cu unul și spuneam, măi, nu te văd, băi, frateau, își fac casă, am servit, n-am, acum las că am să vin la adunare. Dar păi cum lucrezi cu oamenii ăștia la adunare? Când îi ai, când nu îi ai? Dumnezeu să ne ajute să fim cumpătați. Când Tit 2 cu 11 spune că Harul Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu... Doamne, ajută-ne! Pavel spune Roman 12 cu 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ce înseamnă simțiri cumpătate? Echilibrate, simțiri realiste. Nu-i bun nici complexul ăla de inferioritate, frate, nu mă pun, eu nu știu, eu nu pot fac nimic. Asta e o pseudo-smerenie, nu-i bun ăsta. Nici să fii foarte mândru și arogant, nici ăsta nu-i bun. Noi trebuie să avem simțiri cumpătate. Pentru că în Roman 12 cu 1, 2 și 3, de fapt sunt calitățile unui slujitor.
12:1, aduceți trupul, 12:2, înnoirea minții, 12:3, simțiri cumpătate. Asta trebuie la un om al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să avem cumpătare. La nivel de duh, noi recomandăm un standard foarte înalt, multă râvnă, multă dăruire, dar rămâneți acolo. În momentul când nu mai rămâneți acolo, se trăiește o dezamăgire. De aceea eu mă rog Domnului să ne dea tuturor simțiri cumpătate. Duh, trup. Există extremele astea. Îmbuibare de mâncare și băutură sau înfometare. 1 Corinteni 3:16, noi suntem templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6:18-19, același lucru. Dacă cineva nimicește trupul ăsta, nu vorbim de forme de nimicire ale trupului, dar trupul nostru are niște legi, fraților, lăsate de Dumnezeu, de care ținem cont. Când Moise, Ilie și Domnul au postit 40 de zile, legile astea au fost suspendate. Dar nu știu care din noi reziste 40 de zile. Noi avem niște tineri foarte credincioși în adunare. La un moment dat, i-am oprit de la post. Aveau 5 zile de post pe săptămână. Odată posteau grupul de tineri, odată cu cei de la Bârlad, odată cu cei din Ucraina, odată cu nu știu care. Am vorbit cu părinții, am spus, mă, nu-i bun. Ei sunt tineri, sunt liceu, studenți, sunt creștere. Nu-i bun atâta post. Deci eu încurajez postul, fraților. Încurajez postul. Dar nici în zile de post pe săptămână, zic, e prea mult pentru ei. Și am vorbit cu părinții, 2 zile va ajunge. Că un post din ăsta nejustificat. Eu știu din Burdujen 2 frați care au făcut concurs care postește mai mult. Și unul a deviat. O trebuie să vină frate să se roage, motivația nu era bună. La noi în sat, o fată din 14 copii era la liceu și au făcut fetele din clasă un concurs care slăbește mai mult, că asta cu slăbirea e ceva bun, dar e și un duh câteodată. Și pentecostala noastră, plină de râvnă, în câteva zile nu mai mânca nimic. O ajuns să nu poată lua o gură de ceai. O dus mamă să la Suceava, o dus la Târgu Mureș, toate analizele bune. Nu putea dormi noaptea, ne-o chema să ne rugăm pentru ea. Era, cred că mai înaltă ca mine, avea la vreo 40 de kg. Și eu mă duc, îi spun, ce faci, măi? Ce să fac? M-am îngrășat, uite cum arăt. Măi, cine ți-a spus că te-ai... Deci eu nu am oglindă, eu nu văd. Măi, oameni buni, la 40 de kg era supra de grasă. Mulțumim Domnului că ne-a rugat, Domnul a eliberat-o de duhul ăsta, o terminat liceu, o luat bacalaureatul și s-a măritat. Extremele astea nu sunt bune, nici în buibarea de mâncare și băutură, care este un păcat. Știu, nu strigați aleluia, că nu stare duhovnicesc. E o lecție de dirigenție. Dar e o virtute creștinească care trebuie să o avem. Un pocăit trebuie să fie un om cumpătat. Doamne, ajută-ne la asta! Că și Domnul spunea că Marcu 6:31, măi, v-ați odihnit? Nu, că n-am avut timp. Nu, eu luat deoparte, haide ca să stați un pic. Eu odată eram la o vară călduroasă, tare, un frate de la noi venea cu o saci în căruță de la Trăierat. Era după amiază spre seară, avea o căruță plină de saci, caii erau numai spume și el îi bătea și hai. Mă, și mie mi-a fost milă de cai și ea zic, băi, stai o leacă. O tras căruța pe dreapta. Ce mai faci? Măi, frate, auzi, n-am timp de vorbesc mult, n-am avut timp să mănânc în casă. Măi, Ionică, tu ești tare. Dacă o zi de asta de căldură la Trăirat, tu ai ținut post, apoi ești tare. El spune, nu, n-am ținut post, n-am avut timp să mănânc. Ionică, nu ești cu minte. Dacă într-o zi, în 14 ore, cât e lumină vara, n-ai avut timp să mănânc 5 minute, mă îndoiesc de mintea care o ai tu. Domnul să ne dea cumpătare la tot. Da? Să fim cumpătați în lucrurile duhovnicești. Eu ridic standardul. Eu recomand râvnă și voință pentru Domnul. Dar rămâneți acolo. Nu azi acolo și mâine nicăieri. Recomand cumpătare la nivel de trup și rămâne sufletul.
Sufletul are sentimente, voință și rațiune. Scrie în Biblie, apropo de voință, că era un împărat bun gospodar, avea plăcerea lui, îi plăcea să cultive pământul. Dar era și un bun meșter, niște oameni au făcut niște mașini, niște tunuri, aruncau pietre, au câștigat câteva războaie. Și împăratul ăsta, când a ajuns foarte puternic, și-a mai dorit un lucru. Că atenție la voință ce ne dorim, să fim cumpătați în vruturile noastre. Și el ce-a făcut? O luat cădelnița, o intrat în templu și a început să tămâieze. Și Azaria cu 80 de preoți fugea în urmă. Împărate, nu-i voie, vorbesc de Ozia, nu-i voie, n-ai voie. Dar de ce n-am voie? Că e câte un om care e bun la ceva. Ăsta era bun să are pământul. Era bun și ca împărat, nu mă îndoiesc. Ăsta era, fiecare din noi e bun la ceva, măi, hai să ne folosească Domnul în darul care ni l-a dat. Dar împăratul a spus, hai să tămâiez. Că e câte unul care dă doile la adunare și vrea numai decât ordinat. Bă, asta nu-i cumpătare, vruturile astea nu arată că suntem oameni echilibrați. Și el s-a supărat, i-a izbucnit lepra pe frunte, o văzut că e lepros, a ieșit afară repede. Ce dorință avem noi? Suntem cumpătați în dorințele noastre, în voia, că asta e sentimente și voință și rațiune. În vruturile noastre suntem oameni echilibrați? Băgați de seamă ce vă doriți ca să fim pocăiți. Și am spus că mai și rațiunea are sufletul. Vine Domnul Iisus, ia un lighean, un ștergar, să apucă să spele picioarele ucenicilor. Vine la, deci la Petru. Știi ce spune Petru? Niciodată nu-mi speli picioarele. Măi, Petru, dacă nu te speli, eu n-ai parte de locul meu. A, apă numai picioarele și mâinile și capul. Măi, Petru, cine s-a scăldat? N-are nevoie decât picioarele. Ce cu fluctuațele astea? Când nu mă speli din loc, când nu faci duș? Oamenii ăștia se lucrează greu, știți? Acum nu vrea deloc, acum, Doamne, spală și mâinile. Nu așa. Acilanți au tăcut din gură, au acceptat lucrarea care o făcea Dumnezeu, că asta înseamnă rațiune. Când gândim să avem gânduri cumpătate. Doamne, ajută-ne! Nu mai rămas sentimente, nu? Odată, eu m-am însurat acum 37 de ani. Da. M-am căsătorit din dragoste. O iubesc și acum pe nevastă. Văd că filmați. Lasă audă. Măi, dar n-am fost bolnav de dragoste să mă pun în pat lat cu febră, cu așa, cu compresă. Ce ai, Dragoș? Că sunt drăgostit. Vi s-a întâmplat vouă? Dar eu am întâlnit un om, în Scriptură l-am întâlnit, s-a îndrăgostit o căză la pat, gata. Măi, lat, stă la Amnon, stă bolnav, vine un prieten, ce ai? Că sunt drăgostit. Și apoi l-a învățat ăsta ce să facă. O păcătuit cu sorsa, cu Tamar, vorbesc de Amnon și Tamar. După ce și-a făcut el mendrele, spune Biblia, a urât-o mai tare decât o iubise. Ce asta, măi, oameni buni? Ce asta? Deci o iubit-o că a căzut la pat și după ce s-a culcat cu ea, o urât-o și-a scos-o afară, a spus unul, dă-o afară, fata plânge, mă, nu, mări rău, dă-o afară, dă-o afară, că a urât-o mai tare. Astea sentimente? Asta e bine normal? E cumpătat? Aici când am vorbit, eu am spus că, atenție, lucrurile astea se întâmplă în casa împăratului. Nu este casă de pocăiți scutită de diavol. Băi, asta e familia lucruitor, nu mai eu de băieță lui, de fetele lui, nu, nu. Diavolul, dacă poate, strică toate familiile. Dumnezeu să îl oprească. Amen. Și să ne binecuvinteze familiile noastre. Un alt gând. Ești în criză, te-ai îndrăgostit, e normal. E normal, și eu am băieți și fete, ne-a spus, băi, dar mai duceți-vă de la casa mea, că aveți ani care vă trebuie de acum. E când te-ai îndrăgostit, mai nu prea beau apă, dar nu știam în gât acum așa, tot răcit și eu ca și voi. Măi, te-ai îndrăgostit, cu cine te sfătuiești? Ăsta s-a dus la un șmecher. Despre ăsta spune că era șiret. Cuvântul șiret îl întâlnim puțin în Scriptură, odată la șarpe din grădină, a doua oară la băietul ăsta și puțin. Măi, te-ai îndrăgostit, îți place de o fată, nu prea aveți voi băieți, unde, cu cine îți vorbesc?
Măi, vorbește cu tata, cu mama, du-te la păstor, măi, frate, ce spui de fata aceea? Că eu știu ce să spun. Eu acum căsătoresc un copil, dacă dă Domnul, am nuntă la vară. Și m-am dus și eu la Cuscri și am spus, măi, frate Vasilie, tu ești la 7-a nuntă, eu sunt la prima. Spune ce trebuie să vorbesc. Nu trebuie să vorbești, frate, știi cum e cu nunta? Eu știu ce-ți dau, tu nu știi ce iei. Ei, acum dacă mă întrebi mine, îți pot da o vorbă bună, ceva să te sfătuiesc, dar nu te duci la un derbedeu și, băi, cum să fac? Fă în criza asta, caut un om pocăit, un om neprihănit, un om duhovnicesc, Doamne ajută. Și mai spune fata asta, mă, în Israel nu se face așa. Du-te la taică-mi, cere-mă și el nu se va împotrivi, dar nu o să face în Israel ce vrei să faci tu. Măi, faceți lucrurile ca la pocăiți, măi. Cum se face în adunare? Cum e la pentecostali? Apoi cum e la voi la adunare? Așa fac eu, nu ca în lume. Tot felul de obiceiuri, de mofturi, de lucruri din lume să le aduc aici. Nu, nu, nu-i voie. Le facem așa ca la adunare. Eu pe fata asta o acuz de un singur lucru, o acuz și pe ea. O acuz de imprudență. Eu am și băieți și fete de măritat. Le spun, băi, fetelor, aveți grijă cu cine mergeți în mașină, băi, mergeți la ocazie, băi, nu vă suiți în orice ocazie. Că băietul ăsta i-a spus, după boala lui, mi s-a făcut foame, fă-mi o turtă. Du-te, plămădește o turtă și adu-mi. Du-te, copchela, plămădește o turtă, eu aduce, vii singur, nu mai vii cu prietenii de-a tale, dă-te tu lumea afară. Eu scos pe tăți afară, încui ușa, bă, dar tu ca fată nu te gândești, dar ce nu poți mânca turte dacă mai ești o fată cu mine? Dar ce trebuie ușa încuietă? Nu poți mânca? Dacă ți-e foame, mănânci când s-o mie. Ea nu a fost prudentă deloc. Eu prudența o recomand la tot tinerii, dar și ei la în vârstă. Și am mai povestit eu, când eram cavaler, nu eram însurat, o fată de la Ițăcani, o știu bine, vine din Suceava, merge în Ițăcan, în cartier, la ocazie. O luat ocazie, că autobuze erau, știți cum circula în vremea lui Ceaușescu. Și când o ajung la Ițăcan, îi spune, te rog, oprește că vreau să cobor. Și el îi spune, cobor cu mine în pădure la adâncata. Fata a început să-i neliniștească, hai domnule, te rog, să țipi, să plângă, stai liniștit, mergem până în pădure. Și fata a deschis ușa, a sărit jos din mașină și a murit. Eu știu bine, deci nu spun povești. A fost în mormântare. Îmbrăcat o mireasă, eram în sicriu mireasă, corul de la Ițăcan mergea în față, poliția a oprit, era un cortej, mii de oameni poate, și s-au auzit de ce s-a întâmplat. Corul de la Sfântul Ilie era în coada cortejului, cântau două coruri și toți au predicat că e mireasa Domnului, eu cred, era o fată pocăită. Totuși am întrebat, mă, dar te sui în mașină la unul care nu-l știi, mai bine du-te pe jos, mai bine fă altceva. Deci eu pe fata asta atâta o acuz, puțină imprudență. Și eu doresc ca Domnul să ne dea în minte la toți. Că trăim, umblăm prin aeroporturi, prin gări, prin avioane, fete, băieți, se duc în America, vin, o leacă să fim mai atenți și să rugăm pe Îngerul Domnului să ne păzească. Vorbesc de cumpătare la nivel de suflet, la sentimente. Spune o fată, frate Dragoș, grăiesc cu un băiet, așa ține la mine, nu poate fără mine. Și la două noapte am dat mesaje. La ora două. Eu zic, măi copilul, un băiat cu minte, la două noapte doarme. Ziua lucrează, merge la adunare, la două noapte doarme. Ea imaginează-ți tu altceva. Că te-ai sfădit cu dânsul și la două noapte te băgipurește. Ți-ar conveni? Că doar dacă el îți dă mesaje, te iubesc, nu știu ce mai scrie acolo, că eu nu știu, n-am trimis în viața mea niciun mesaj, așa? Îți dă mesaje, când se ceartă cu tine și îți impută câte lucruri, tot la două noapte, ai fi bucuroasă? Nu, asta e necumpătare la nivel sentimental. Deci eu doresc ca Domnul să ne facă cumpătați la nivel de duh, de suflet și de trup. Spune-mi amin. Acum, eu sunt om cumpătat. Am cultivat asta în mine. Dar câteodată mă supăr. Am vrut să spun că mă enervez, dar nu sună bine la ambon. Că virtutea asta se verifică la criză, la presiune.
Și apoi am întâlnit o presiune de timp. Și Sara a greșit. A vrut să rezolve problema cu roaba Agar, dar nu discutăm de ce. Îi spune Samuel lui Saul, așteaptă-mă 7 zile, vin, aducem jertfă, pornim la război. La mine așteptarea asta câteodată atâta e de grea. Mă, și-l văd pe Saul, fiul lui Chiș, cu mâna streașnă la ochi. Nu mai vine, tăti coclaule, băi, poate vine de aici, poate... Numai nu mai vine Samuel, dar nu vine. Evreii erau prin mlaște, prin gropi, au început să fugă, filistenii veneau, Saul spune, gata, aducem jertfe. Și când aducea jertfe, cine vine? Samuel, ce ai făcut, măi? Am văzut că nu vine. Mă, dar ți-am spus 7 zile. De multe ori, la presiunea de timp, ne pierdem cumpătarea. Eu mă duc la dispensar la noi să iau o adeverință la un băiat că e răcit și nu poate veni la sport. Trag mașina repede, sar acolo în mașină, când intru vreo 20. De bună ziua, bună ziua, dar zic, tot Bosanjul e bolnav azi, e, așa e domnul croitor aici. Zic, eu am nevoie numai de o adeverință, eu nu, n-am probleme. Și dau să mă duc, dar vreo 3-4, noi tot după adeverință stăm. Zic că, domnul croitor, stai la rând, că noi tot pentru o adeverință stăm. Mă uit la ceas, eu-s grăbit, adeverință îmi trebuie. O leacă nu mi-a plăcut. Am un chioșc lângă mine. Mă duc cu un pâine. Aceea mă cunoaște, eu iau pâinea de pe raft, îi pun bani pe masă și am plecat, nu pierd timpul. În fața mea o doamnă, nu știu, venită de pe afară. Cumpără, știu că o cumpăra măsline, 200 de grame. Și când i-a pus, nu verzi, doamnă, am vrut de alea negre. A, da, vă dăm negre, aceea e pocăită, adică mai pocăită ca mine. I-a pus așa. Ce aveți în pungă aceea? Păi nu știu ce. Da, acolo. Și eu spun, doamnă, matale, ai de cumpărat sau ești curioasă? Și ea se întoarce, domnul, sunteți la rând, așteptați. Vi s-a întâmplat odată? Să meargă unul cu mașina înaintea ta când te grăbești. Semnalizează dreapta și o face stânga. Și nevastă vă mă știi și spune, împinge-l. Pune în bară și împinge-l, nu vezi încet merge. Că ea tot îmi spune, fii măi omule pocăit, măi, ești calmă, ești popul la pocăit, ce spun oamenii ăștia de tine, măi? Dar eu câteodată la presiunea timpului îmi pierd cumpătarea. Acolo se testează cumpătarea, la presiune de timp. Și am mai spus eu, presiune, nu știu cum să zic, de caracter. Mă, sunt niște oameni puși să mă enerveze. V-ați întâlnit din ăștia? Bă, parcă îi pune Dumnezeu să te scoate din sărite. David era flămând cu oamenii prin pustie și se duce la un bogat de pe muntele Carmel. Spune, băi, dă-mi niște pâine, că eu am păzit oile tale, te-am protejat. Și Nabal spune, bă, ce e David, fiul lui Isai, țargați, fugiți de la casa lor. Băi, așa se supără David de tare, până dimineață, pune mâna pe sabie. O venit Abigail și l-a calmat. Doar Nabal putea să-i dea, că nevastă s-a avut de unde să-i dea, el n-avea. El era cu turba în cap, era băut. Dar așa l-a enervat de tare pe David. Era odată o căpetenie puternică, vitează. Băi, pe câmpul de luptă făcea prăpăt. Când ajungea acasă, da galoanele jos militară, mirosea carne putridă, era lepros. Și o copchilă de vă 12 ani spune, bă, dacă stăpânul ar fi în Samaria, la omul lui Dumnezeu ar fi vindecat. Ăla care se neacă, să agață și de un pai. Imediat se duce la împărat, iau scrisoare, se duce la Ioram. Ioram rupe hainele, acum când trimit pe robul meu la tine să-l vinde de lepra lui. Ăsta vrea război. Și Elisei spune, lasă-l să vie la mine. Mă, și se duce la Samaria, la Elisei, și acum ăsta vine, ministrul de interne, de război, cum se cheamă ăsta, cu dar, cu armăsari, pe lângă dânsul, cu caravană. Elisei nici nu iese la poartă. Măi, la noi când vine un primar, un parlamentar, suntem o leacă mai atenți în adunare. Elisei nici nu iese la poartă. Îi trimite o slugă, spune să spele de 7 ori. Apoi să nu te superi? Mă, și în Aman, eu credeam că va veni, va cerceta rana, va chema numele Dumnezeului său, dar ce Abana și Parpar, apele Damascului nu sunt mai bune. Și-a plecat plin de mânie. Nu mai era cumpătat. Apoi a venit un slujitor și a spus, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut un greu, nu-l făceai? Dacă s-a spus spalte, măi, s-a spălat, a fost vindicat, se duce înapoi, știe iertare, dăm niște pământ măcar. Când m-a închinat eu la Rimon, Dumnezeul meu, să stau pe pământ sfânt. Tot așa, o necumpătare.
Problema se pune că noi suntem cumpătați în condiții normale. Dar în criză, la presiune, rămânem cumpătați? Facem o rugăciune pentru asta? Amin. Și mai este o presiune, am spus eu, presiunea pasiunilor. Nu am spus apatimul, că aceea e păcătoasă. Pasiune. Și eu vă întreb, e păcat de mers la pescuit? Nu, spune, doar Domnul Iisus l-a trimis pe Petru. Petru, du-și prinde pește. Nu? Și ucenicii s-au dus. Mă, dar sunt o categorie de pescari pocăiți. Dacă eu predic o leacă mai mult, îndată spune că sunt necumpătate. Când se termină? Băi, dar avem și noi un program, un sfert de oră nu mai stă la adunare. Se duce la pescuit și stă de dimineață aruncă, așa stă până în seara, Domnule, are o răbdare de fier. Asta e pasiunea lui. Dar cum de acolo rabzi o zi întreagă, stai și flămând și în adunare nu poți stai o jumătate de oră în plus? Mă duc într-o adunare, o adunare mare, predic și am un prieten, ăla e columbofil, are porumbei de zbor. Eu m-am mai certat cu el și el a spus, frate, dar nu te lua de porumbei, că e simbolul Duhului Sfânt, e rog frumos. Și eu mă duc și predic și îl sun, băi, nu te-am văzut la adunare. Frate, eu ca o mărturisire, pot să vii cine a venit. Mie când îmi vin porumbei din zbor, eu stau acasă. Am porumbei în Germania și am vrut să văd care cum aterizează. Na, să crești porumbei, ce-i păcat? Nu-i păcat. Dar să lipsești la adunare când îți vin porumbei de la zbor, e cumpătare? Și pe la noi sunt unii tineri, poate pe aici, s-ar putea să fie și pe aici, care depind de telefon. Bă, telefonul e bun, eu în viața mea n-am dat niciun mesaj, nu m-am învățat și nu vreau, ca să am o scuză. Așa. Eu apăs pe verde și pe roșu. Atât, pentru asta e telefonul și e tare bun. Sunt tineri care depind de telefon. Nu pot fără telefon. Odată eram cu un frate, cu un an mai mic ca mine, și în fața mea era o fată pocăită, ea de la autobuz. Și-a zis că, băi, Dragoș, hai să urmărim de câte ori se uită fata aceea la telefon. Și aia a mers, a scos telefonul, s-a uitat, nu știu, vorbi, nu, vorbi, l-a pus, bă, n-a mers 20 de metri, nu știu cât, ca să nu spun, scoate telefonul, se uită, citește, pune înapoi, și așa de vreo 4-5 ori. Ce-au văzut de atâta pe telefon, de nu putea fără el? E o pasiune. Bă, păi să stai toată noaptea să te uiți la ceva, îi cumpătare? Sunt pe aici tineri așa care prinși de telefoane? Nu ridicați mâna. La mine, când era băietul și fata, amândoi erau studenți, nevasta îmi spune, Dragoș, tu tot te duci de acasă, vezi copiii ăștia stau prea mult pe telefon. Odată nu mi-am pierdut cumpătarea, atunci eram chiar calm. Băi, dați telefon la mine. Le-a pus într-o plasă și eu, cum sunt la țară, le-am băgat în șur în paie. Le-am ascuns că am auzit că ei le găsesc, că nu știu cum. Și le-am băgat acolo. Băi, vă două, trei zile vin eu dimineața, așa ca puii ceea lăsați de cloșcă. Băi, vii foame, frigiderul e acolo, mâncare e acolo, visete, bieți apă, dacă nu la treabă. Tot așa. Tata, dar nu putem, dar gândește că suntem studenți, dar suntem oameni mari, dar râd alții din noi. Sunt așa și pe aici care depind de telefon. E o presiune. Cât de cumpătați suntem noi în lucrurile astea? Eu vreau să facem la urmă o rugăciune să ne dea Domnul cumpătare. Greu e de lucrat cu oamenii necumpătați. Și în adunare, și acasă, și în societate. Eu m-am săturat de aceștia. Aș vrea ca toți să fie calculați, echilibrați și oamenii al lui Dumnezeu. Doamne ajută! Amin. Mă uit la ceas. Vreau să fac un studiu de caz. Când unul nu-i cumpătat, și o să vorbesc, am să dau un exemplu din Scriptură, poate apărea un păcat. Odată a plecat un băiet la vânătoare. O încercat el bun, vânător iscusit, mai în ziua aceea nu a prins nimic. O venit acasă, spune Biblia, rupt de oboseală. De oboseală. Și spune la frate său, dă-mi te rog și mănânc un pic de borș. Păi îți dau dacă îți vinzi dreptul de întâi născut. Și el spune, și așa mor. Ce mai trebuie? Vi s-a întâmplat să stați o zi întreagă flămânzi? Da? V-ați gândit seara că muriți? Prin împrejurările vieții, prin armată, am stat și 2 zile, aproape 3 zile erau când n-am mâncat nimic.
Dar nu m-am gândit că gata, îmi fac sicriu, că n-am mâncat două zile, de acum mor. Ei, Esau a spus, n-am prins nimic și așa mor. Necumpătat. Și pentru că a fost necumpătat, a vândut dreptul de întâi născut, Genesa 25:34 spune, astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Că necumpătarea duce la păcatul nesocotirii. Încep să nu mai pui preț pe una, pe alta, pentru că nu ești cumpătat. Ce înseamnă a nesocoti? A ignora. A nu băga în seamă, chiar a disprețui. Asta înseamnă a nesocoti. Și eu, ca să înțeleg mai bine păcatul ăsta și, cum, și unde se produce, am spus că poate fi în viața religioasă, familială sau în societate. Și acum vine Dumnezeu în Numeri 14:11 și spune, până când poporul acesta mă va nesocoti? Adică să-l nesocotești pe Dumnezeu. Dar cum îl poți nesocoti pe Dumnezeu? La început era cuvântul, Evanghelia după Ioan. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între oameni plini de har și de adevăr. Cuvântul e aici. Dumnezeu e aici. Eu când am predicat odată de Enoch care umbla cu Dumnezeu, unul vine, frate, dar cum umbla? Mergeau așa pe câmp, amândoi, umăr la umăr. Cum să umblu eu acum cu Dumnezeu? Zic, acum Dumnezeu e cuvântul. Umblă în Scriptură și umblă cu Dumnezeu. Acum vă întreb, cum vă raportați voi față de Scriptură? Puneți preț sau o nesocotiți? Eu m-am bucat la adunare la noi să mă laud la Amvon că am Biblii, frațelor, nu le pot împlini câte am. Am un prieten din copilărie, mai mic, un an ca mine, Caldarar, că eu nu am fost departe de șatră. Și spune, frate, ce dragoste, îmi dai și mie o Biblie. Băi, Gheorghe, dar tu știi carte? Nu știu, frate, nici o literă. Dar Leonora știe? Nu știe nici ea. Știi, vă trebuie Biblie. Să fie pe masă așa frumos. Să fie... Am și eu Biblie. Că mai vin frate și spune, Gheorghe, hai să ne rugăm. Și nu am Biblie. Omnul la mine a dat o Biblie, e frumoasă, poate nu merita el așa o Biblie. Dar de acolo avea să citească frate când îl vizitează. El voia o Biblie. Voi știți carte? Da? Citiți în Biblie? Doamne ajută! Noi am avut în adunare un om de mare valoare. A murit la 51 de ani, tata 11 copii, un presbiter. Bun, 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 frate. Acum, după 2-3 ani, încă îmi pare rău după el. Odată pe luna februarie, sfârșit martie, o luat o soră din fața adunării, o văduvă, soră, hai să te duc cu mașina. Și mașina vorbea, ce mai faci, soră? Măi, frate Sami, din 1 ianuarie m-am hotărât să citesc Biblia, am luat-o cu Genesa, vreau să termin toată. Și Sami spune și coincidență, și eu m-am apucat la 1-a. Pe unde e sora? I-a spune pe la Efeseni, dar tu? El nu i-a mai spus, el era pe la Levitic ajuns. Trebuia să zâmbiți, dar cred că nu știți unde e Leviticul. Deci păstorul avea vreo 2-3 cărți și sora a terminat Biblia. Voi pe unde sunteți cu cititul din Biblie? Sunteți la Levitic sau ați trecut mai încolo? Punem noi preț pe cuvântul ăsta? Unii au plătit cu sânge cartea asta să ajungă la noi. Eu sunt a treia generație, câtă? Mama mea născut în 1930, născut în pocăință. Și bunicul meu condamnat la cer răuți pe 25 de ani, ani grei de pușcărie, pentru că era pocăit. Pentru că i-o prins cu Biblia și cu caiet de cântări scrise. Ați citit săptămâna asta în Biblie? Poporul ăsta mă nesocotește. Dar de ce? Nesocotești cuvântul, spune Proverbii 13:13. Cine nesocotește cuvântul, e cu cât mare, ăsta e cuvântul, e Biblia. Citim în Biblie, ne facem timp? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și mai scrie 1 Tesaloniceni 4:8, probabil. Cine nesocotește aceste învățături, nu nesocotește pe un om, pe Duhul Sfânt care le-a dat. Se întâmplă să mai nesocotiți predicile? Noi am avut nu de mult adunare generală și s-au ridicat, băi frate Dragoș,
Sunt vă doi frați care n-au ce căuta la amvon. Tu spui să nu stăm pe telefon. Păi când îl scoți pe la amvon, eu îmi scot telefonul, că n-am ce asculta. Măi, fratele meu, Dumnezeu la unul i-a dat 10 talanți, la unul i-a dat 5, la unul i-a dat 1. Hai să-l ascultăm și pe acela. Eu știu frați care au 10 talanți. În rândic pălăria, îi salut de departe. Dar dacă unul are numai un talent, nu trebuie să lucreze și el? Că dacă nu lucrează, eu v-am spus de complexul de inferioritate. Când am început să predic, am fost la Costina, la o înmormântare, o grada plină de oameni, fratele Filon conducea. Astăzi aici vor vorbi trei frați. Primul frate, fratele Viorel Candreanu. Al doilea frate, Dragoș Croitor. Al treilea, Virgil Neagu. Îl știți pe Candreanu și pe Virgil Neagu? Pe mine m-au pus între ei. Eu am trăit sentimentul că trec prin cheile de cază. Ăștia mari. Eu am ieșit, am predicat 5 minute, m-am bâlbâit, nu trebuia să mă puneți, eu nu sunt predicator. Și l-am mai avut un frate în adunare care îmi spune: băi Mihai, tu ești inginer, ești băiat pregătit, de ce nu vrei să predici? Băi frate, eu nu mă duc bata pampiu acolo. Dacă aș predica ca tipei sau ca Romi Mocanu, atunci ăștia erau mai puternici, sau măcar ca tine, dacă aș predica, aș ieși la amvon. Măi, mândrule, mă, tu vrei deodată să predici ca ăștia? Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, un singur talent, eu lucrez cu ăla, că dacă nu mi-l ia și-l dă ăla cu 10 și nu-mi convine. Dar sunt oameni care disprețuiesc învățăturile, disprețuiesc predice. Nu s-a atins la predice. Eu am fost la o evangelizare prin Maramureș, nu mai știu în ce sat. Invitat-o o soră să cânte. Măi, eu cânta frumos. Și când cânta, fraților, cântăm, lăudăm pe Domnul, tot Dumnezeu merită. Măi, am cântat și eu cum am putut. Când s-au așezat jos, eu o scos telefonul, s-a uitat pe telefon. Eu zic, băi, poate are copil mic acasă, întreabă ce face băietul, băul lapte, cam în familie. Vine cu o doua serie de cântări. Fraților, cântăm, lăudăm pe Domnul, iar am cântat și eu cum am putut acolo. Se așează jos, e telefonul, dar am văzut că face așa cu degetul. Așa, tu ești preocupată de știri. Și când m-au pus la predică, și eu zic, soră, stai un pic, facem o înțelege. Tu m-ai pus pe mine la cântare. Cântăm cu toți, că merită. Acum eu predic și numii tale bagă telefonul în geantă, că merită să asculți. Da, da, frate, da, sigur că da. Nu, au rezistat fără telefon. Știți că sunt care disprețuiesc predicile? Asta e predică, atât a predicat voi de fustă și batic. Măi, mai trebuie predicat câteodată și de fustă și batic, iertați-mă. Dar nu disprețui, că cine ne socotește, nu ne socotește un om, ne socotește pe Duhul Sfânt. Apoi spune în Cronici 36:16 că au nesocotit prorociile. Domnul le-a trimis proroci. Ei le-au nesocotit, nu le-au băgat în seamă și nu i-au ascultat. Aici văd că v-ați rugat frumos, puțin, dar s-a avut așa un pic de rugăciune. Dacă începeți de la 9 până la... era mai multă rugăciune. Dar mie nu-mi pare rău că ați început la 10, că pot să predic până la 1, nu 3 ore. Slavă Domnului! V-ați rugat destul de bine. Dar eu vreau ca să vină și prorocii exersarea darului Duhului Sfânt, darul de vedenie, cunoștință, dar de minuni, dar de credințe. Asta ne ține pe noi. E o scădere acum. Eu am 60 ceva de ani. Când eram copil mic de 5-6 ani, la noi era adunare mare. Spuneam la frați, poate 30-40 de bărbați ridicau mâinile și cântau în alte limbi și vorbeau în alte limbi. Acum e mai rar. Eram la Vicov de Sus odată, la o rugăciune, poate 30 de fete cântau în altă limbă aceeași cântare. Domnule, nu cântați voi niciodată cum cântau tinerii. Așa porneu, așa opreu, așa învârte cântarea de frumos, că nu te mai săturai. Și fratele Viorel mereu spune, băi, dragul, și-i oprim. Zic, mai lasă-mă, cu ce frumos cântă. Era din jur Duhul Sfânt venit acolo. Eu asta vreau să fie în adunare. Nu disprețuim lucrarea profetică. Nu ne socotim pe Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere. Scrie Luca 10:16, cine vă privește pe voi, mă primește pe mine, dar cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Și cine mă nesocotește pe mine, îl nesocotește pe Tatăl meu care m-a trimis. Puneți preț pe față care îi aveți.
Acum, când aduceți predicatori, asta e o sabie cu două tăișuri. Odată e bine că voi chemați predicatori care știu Biblia și hrănește adunarea, dar pe altă parte nesocotiți predicatorii voștri. Că voi așteptați ca ăștia de aici marți să predice ca ăla care a venit odată pe an. Și nu-i posibilitatea asta. Dar prețuiți toți frații care îi aveți. Eu după ani și ani de pocăință am ajuns la concluzia că dacă împlinesc ce a spus cel mai slab predicator, merg în rai. Luați-vă voi pe cel mai slab predicator și împliniți ce vă spune el. Și vă asigur eu că sunteți mântuiți. Hai să prețuim oamenii, frați. Dumnezeu să ne ajute. Scrie în Ezechiel 22:8, voi nesocotiți locașurile mele, cele sfinte. Măi, cum poți să nesocotești locașul? Uite, ăsta e locaș de încinare. Îl putem nesocoti? Da. Cum? Nu vii la adunare. E adunare. Când aveți voi adunare? Miercurea. E adunare. Poți să fii, eu am treabă. Eu am o pricină de laudă care nu vreau să o pierd. Am mulți ani de zile, mult peste 10 ani, de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Pentru că făceam servici la CFR-ul și s-a pocăit un rău, că nu era bun ăla. Dar s-a pocăit la adventiști. Și după ce s-a pocăit, el atunci era mecanic, eu eram ajutorul lui, într-o noapte îmi spune, frate Dragoș, mulțumesc la Dumnezeu că de când m-am pocăit, în 10 ani n-am lipsit de la niciun sabat. Și eu m-am gândit primul impuls. Tu ești cu lege, noi suntem cu harul, lipsim când vrem, mergem când vrem, ăștia adventiști trebuie să meargă numai decât. Nu-i așa? Așa e? Nu-i așa. Nu-i așa, noi trebuie să mergem miercurile la adunare. Și eu am ani de zile, aici e o istorie lungă, dacă azi nu sunt la Bosanci, îs aici, dar nu pot să fie adunare la Bosanci și eu să stau acasă, nu știu ce să fac. Voi ce faceți acasă? Era odată un război și venea beruitor cu calul, cu călărețul lui, într-un șanț era un băiat, tot pălit, legat la ochi, împărate, scapă-mă! Ce vrei, mă, ce-ai pățit? Păi eram pe câmpul de luptă, unit un tovară și mi-a luat un prizonier și mi-a spus, răspunzi, ai grijă, viața ta pentru viața lui. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, o fugit. Și Ahab îi spune, ți-ai rostit sentința, de ce nu l-ai păzit? Eu întreb, ce făcea robul tău? Câte ceva încoace și încolo. Eu știu exact ce făcea. Ce făceți voi miercuri seara când nu veniți adunare. Asta făcea și el. Că eu mă duceam pe acasă și avem cai și avem vaci, mă duceam prin graj și mai trăgeam băligarul și mai închidem la găini să nu-mi mănânce vulpea și mă duceam prin grădină, mă uitam la straturi, bă, am pierdut adunare, nu mai duc la adunare. Și mă întreabă, dar ce ai făcut? Măi, am făcut câte ceva pe acasă. Ce? Nimica. O să veniți miercuri seara la adunare de acum? Hai că predic degeaba. Suntem cumpătați, dacă lucrezi de dimineață până seara, seara spală-te, fă un duș și vină la adunare. E bună predica mea? Amin. Spuneți amin? Amin. Vă pun să ridicați mâna? Predicam la Calafindești, la o nuntă, în a recunoaște calitățile partenerului. Și Avram i-a spus la nevastă, zis, băi, știu că ești o femeie frumoasă. Și a spus toți bărbații de aici care au nevastă frumoasă să ridice mâna sus. Mă, și-o ridica bărbații, dar sururile astrupeau gâtul tăt în partea aceea. Când am ieșit afară, era o soră, o cunosc mai în vârstă ca mine. O spus, măi, drăgușel, eu am stat acolo după stâlp, n-ai văzut vasină în ei, o ridica mâna? Era interesată. Să vă pun să ridicați mâna care vine miercuri seara la adunare și eu să mă uit la voi? Ce cumpătare, băi, nu suntem fanatici, ai școală, ești la serviciu, ai copil mic, dar câți din voi stau acasă și nu vin la adunare? Oare îți potrivesc cuvintele astea care le spun eu? Dumnezeu să ne dea mai multă pocăință. Voi ne socotiți locașurile mele cele sfinte. Nu le bagi în seamă, nu vii, când vii nu ești atent, nu ești atent cu localul, eu mă duc în diaspora, mă așează, o, veni fratele Croitor, pe prima vangă, ca și aici. Mai cântăm două cântări, fratele, dragul, Domnul să-l binecuvinteze. Când dau să mă ridic, mi se lipesc pantalonii de scaun. O pată așa de gumă, cu tot jumătate de palmă. Bă, dar acolo doar nu stau copiii, tot un slujitor, cred că o mânca, nu știu.
Și îi spun la fratele Petrică, era păstor, voi mai cântați două cântări. Eu fug în baie, iau apă, dau, ce gumă nu se duce cu apă, dau, văd o lamă. Am luat lama și dau sărat, mi-am tăiat pantalonii. Am venit, știți cum am predicat? Nu carismatic deloc, numai așa, fraților, să ne pocăim cu mâna pe tăitură. Dar întrebarea mea, dar cine a lipit guma cei de acolo? Voi ne socotiți locașurile mele cele sfinte. Că mâncați gumă, dați gunoaie, aduceți copii, mănâncă biscuiți și napolitane, nu sunteți la predică, stați pe telefon când se predică, Dumnezeu să ne ierte pe toți. Mă duc într-o adunare, asta am povestit acum recent, să ridic un proroc, era cu mine, fraților, mi-a arătat Domnul că aveți un mare duc de zgârcire. N-am văzut niciodată așa o lucrare. Cine e cel mai zgârcit? Să se ridice în picioare. Bă, și să ridică unul. Când s-a ridicat unul, prorocul a rămas și zice că frate, am întrebat cine e cel mai zgârcit. Am înțeles, frate. A început a plânge, cred că eu. Zic, rămâi la unul. Băi, cum e să fii zgârcit? Frate, eu n-am ajutat niciodată pe nimeni. Când se face o colectă, îmi ridic mâine, eu am două mâini și o casă de copii, să se dea ei la lucru, nu merg la cerut. Cred că Dumnezeu l-a cercetat. Eu, ca să întăresc lucrarea prorocului, zic, frate, am avut și eu lucrare, dar prin fire, nu prin duh. Aveți o adunare mare, balcoane, stâlp de marmură, tot așa ea, pereță coșcovit, mocheta roasă, roasă și scaunul așa scârți eu, eu văd cu ochiul liber că sunteți zgârciți. Când vi se duce duhul din zgârcenie, să ne mai chemați. La o lună, frate Dragoș, vii până la noi, băi, vi s-a dus zgârcenia, vină și vezi. Când mă duc bijuterie, adunare, mochetă nouă, scaune nou, văruit, aranjat. Nu știu că nu au făcut așa de repede. Ce înseamnă că nesocotești locașul meu? Nu vii la adunare, nu ești atent, nu îngrijești. Dumnezeu să ne ierte. Amin. Și mai spune Ezechiel 16:59. Ai nesocotit jurământul, legământul făcut cu mine. Eu acum 40, nu știu cât de ani, trebuie să mă gândesc, am făcut un legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Atunci botezul nu se dădea cu fanfară, se dădea noaptea pe unde apucau, că nu era voie. Am avut de 1000 de ori posibilitatea să calc legământul. Dar Duhul Sfânt mi-a spus, măi, ai un legământ. Ai un legământ. Și mulțumesc Domnului că sunt aici. Acum 37 de ani am făcut un legământ cu nevastă mea. De 1000 de ori puteam să-l calc. Dar Duhul Sfânt îmi spune, ai un legământ cu nevasta tinereță tale și nu l-am călcat niciodată. Nu ne socoti legământul care l-ai făcut și jurământul ăsta. Dumnezeu să ne dea pocăit. Mă uit la ceas, hai că ca să fiu cumpătat, nu ar trebui să închei. În viața de familie sunt oameni care ne socotesc. Spune Deuteronom 27:16, ăia de pe munte se strâie, blestemasă fie cine ne socotește pe tatăl său și pe mama sa. Și tot poporul spune amin. Măi, să ne socotești părință. Sau în Proverbe 23:22, ascultă pe tatăl tău care te-a făcut și nu ne socoti pe mama ta când o îmbătrânit. Sunt fete care nu mai pun preț pe mama, are Google, are YouTube, prăjiturile sunt acolo, borșul e acolo, tot învață de acolo și nu e chiar așa. Eu știu, știu bine, un om destul de potent financiar s-a împrumutat din bancă și socrul să-i spunea, măi băiete, măi, eu când eram mic, am împrumutat oameni din bancă, le-au luat căsă, le-au s-au stricat, adică, tăticu, asta când-i dulău, ăla era cățeluș mic. Acum ai șanse. O împrumutat bani, o venit banca, i-o pus echestru, o crescut bălăriile cât fereastra și m-a rugat pe mine că eram vecin, avea un câine lupesc. Frate Dragoș, mai dă mâncare la câini. Și el a luat familia și a fugit în Belgia și acum nu poate lucra, că dacă pune un leu în bancă, îi le. De ce? O nesocoptit pe tata și pe mama. Nu sunt ei atât de tehnici, dar au experiență de viață și au dragoste față de voi. Că eu le-am spus la copiii mei, am și eu doi în IT lucrează. Bă, eu nu mă pricep la aceea, dar eu vă iubesc și câte ceva am mai învățat și eu. Nu ne socoti pe mama ta când o îmbătrânit. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amin.
Și mai este o posibilitate, scrie, odată spune Memucan, îi spunea lui Ahasveros în Esteră, capitolul 1, versetul 17, dacă ce-au făcut Vaste va ajunge la urechea nevestelor noastre, toate vor nesocoti pe bărbați. Știți că sunt femei care nesocotesc pe bărbaților? Ce bine că nu sunt la Arad, ce bine. Al meu nu câștigă, nu se descurcă, n-ai mai blegă, îmi spunea unul. Frate, dragul, și al meu e mai moale. Bă, de ce te-ai măritat pe unul moale? Lasă că acela moale trebuie să iei una moale, că eu predicam de supunere și spunea, eu spun drept, nu pot fi supusă, că al meu nu se descurcă. Băi, ăla mai bleg, lua una mai bleagă și trăiau bine. Tu e unul, du-te după unul care e mai bun ca tine și la care te poți supune. Băi, ăsta mă supun că e mai bun ca mine. Știți că sunt femei care ne socotesc bărbață? Eu am primit mii de mărturisări, nu sute, mii. Și se întâlnește des, na, frate dragul, nu știu cum să spun. Eram odată într-o familie, dar eram apropiat, să ne cunoșteam. Voia să spună ceva de bărbatul ei. Și spune, frate dragul, și eu spun, dar să n-audă, că știu că sunt... Măi, n-audi, măi, dar-s păstor. Măi, dar te rog să n-audă, n-audi, măi, sunt... Ea îmi spune, frate dragul, dacă aud o vorbă, îți făr botul. Băi, nu-mi farma botul, că eu sunt păstor și am primit mii de mărturisări. Și ca să se plângă de bărbat, că nu-i destul de galant, că nu-i destul de atent, că nu-i destul cu ea, nu știu cum. Mai sunt așa surori care nesocotesc bărbață? Să nu fie. Dar bărbați care nesocotesc nevestele acasă sunt? Apoi mea nu e așa elegantă, nu știe să facă mâncare, nu se descurcă. Asta nu-i pocăință. Eu acum nu cobor foc din cer, nu, vorbim așa de cumpătare și de păcatul ăsta al nesocotirii. Măi, prețuiți-vă unul pe altul, măi. La mine nevastă e vreo 3 ani bolnavă de cancer, am dus-o la Suceava, la Iași, la Cluj, o operat acum mai bine și m-a rugat, am spus, Doamne, nu mi-aduc niciun pahar de apă, nu mă să am cu cine sta de vorbă. Nu mă să am cu cine sta de vorbă, n-am nicio pretenție să nu-mi facă nimica. În momentul când nu mai ai, vezi cât e de bună. În momentul când nu mai ai bărbatul ăla tău, atunci vezi, dar l-ai mai avea, l-ai mai prețui. Dar nu-l nesocoti, amu, pune preț, că e partenerul de viață pe care ți-l-a dat Dumnezeu. Prețuiți copiii, prețuiți-vă unii pe alții, prețuiți-vă părinții și Dumnezeu să ne ajute. Mai spune în Iuda 1 cu 8 că unii nesocotesc stăpânirile. Tata avea 83 de ani, sta pe ultima bancă, lângă el unul de 87 și 8, dar ăla era și surd. Și surdul grăiește tare, totdeauna. Și odată în adunare, fratele Ghiță îi spunea la taicul la ureche, bă, Gheorghiță, n-avem voie să vorbim de rău autoritățile, tare am merita, dar n-avem voie, îi se consolau unul la altul că n-au voie. Nu mă întrebați pe mine ce părere am de Iohane și de Ciucă. Eu atâta știu că n-am voie să ne socotesc stăpânirile. Că unii păcătuiesc de la amvon, când fac politică în loc să spui de jertfa Domnului Iisus. Nu ne socotiți stăpânirile, îngăduite Dumnezeu pentru o vreme, dar noi cu stăpânirile care le avem ne putem mântui. Dumnezeu să ne ajute. Ce am vrut eu să predic? Am vrut, nu știu cât am reușit, să vorbesc despre cumpătare. La nivel de duh, suflet și trup. Să ne-o dea Domnul. Cumpătare în momente de criză și presiune. Și să ne păzim de păcatul de a nesocoti. Că ăsta e o urmare a necumpătării. Duceți-vă acasă, mai cumpătați. Știu că e greu. Eu am un prieten și am fost 3 frați cu prietenul ăsta, bun predicator și bun proroc. El voia să fie ordinat. M-am uitat la el, acum e ordinat, și i-a spus, măi, nu ești bun de slujitor. Când spunea unul o poantă, o glumă, râdea de să ținea cu mâna pe burtă, scologia pe jos. Când era mânios, spune-mă ce ai. Bă, tu nu ești bun de prezbite. Și la râs trebuie să fii cumpătat, și la supărare trebuie să fii cumpătat. Să fii cumpătat echilibrat în toate lucrurile. Așa arată un om pocăit în arată. Măi, și după o vreme, mă întreabă cineva, ce-ați făcut, mă, cu ăsta? Cât ați umblat voi cu el, că am umblat mult, dar de ce? Băi, s-a schimbat. E mult mai calculat, predică mai ordonat și acum e prezbiter, deja e ordinat.
bătrân, e greu să cizelezi caracterul, dar dacă vrei, poți. Duceți-vă acasă și încercați fiecare, că și eu mă străduiesc, să fim mai cumpătați. E o virtute care reprezintă și umplerea cu Duhul Sfânt. Și cei cumpătați, într-o zi vor lua zbor. Noi zburăm. Dacă ăștia n-ar fi echilibrat un avion, se fac o aripă de plumb și una de hârtie, așa ar merge avionul. Dar noi ne pregătim pentru zbor. Numai oamenii echilibrați, numai oamenii cumpătați vor fi răpiți. Să ne ajute Domnul. Amin.